Vorbim în continuare despre Eurobarometrul publicat recent. Ieri aflam că românii nu sunt prea încântați de situația din țara noastră, că nu sunt foarte optimiști și cred că pe plan economic răul de-abia acum începe. Să vedem însă care sunt și alte rezultate. Sabina Iosub este alături de noi. Sabina, bună dimineața! Bună dimineața! Bun găsit, Ce mai relevă acest Eurobarometru? Câtă încredere avem noi în Uniunea Europeană? Cât de mult simțim că vocea noastră contează? O să vedem aceste date împreună, în mod concret. sau s pus următoarele întrebări. Câtă încredere aveți în Uniunea Europeană? Spuneam, ce zic românii îi vedem undeva aici. 51% zic că au încredere în Uniunea Europeană, cam 41% tind să nu se încreadă în ceea ce înseamnă Uniunea Europeană și 8% nu sunt foarte hotărâți. Oricum, suntem printre cei care au încredere în ceea ce înseamnă această instituție. Mergem mai departe și vedem cât de mult contează vocea noastră în Uniunea Europeană. Ce cred românii, desigur, despre asta. 44% sub media europeană vedem spun că este importantă vocea lor, că se aude vocea românilor la nivel european. 51% zic însă că nu contăm, de fapt, la nivelul Uniunii. Și mergem mai departe, mai vedem lucruri interesante. Vă simțiți sau nu un cetățean al Uniunii Europene? Au fost întrebați toți cetățenii europeni, vedem ce au spus românii. 63% spun că da, se simt cetățeni europeni, 34% nu și 3% nu știu. Dar dar oricum suntem undeva spre coada clasamentului, așa cum ați văzut. Aveți încredere în ceea ce înseamnă o uh, uniune economică și monetară cu o uh, monedă unică și anume euro. 57% dintre români zic da, 36% zic nu, 7% nu știu. Din nou suntem sub media europeană. Sunt date extrem de importante uh, venite de la uh, nivel european, spuneam. Sunteți foarte optimiști. Echilibrat optimiști, pesimiști sau foarte pesimiști în ceea ce privește viitorul Uniunii Europene este ultima întrebare pe care vă arăt. Răspunsurile clasează România mult peste media europeană. Media europeană este undeva aici. România zice așa, 66%. Sunt foarte optimiști că viitorul Uniunii Europene sună bine, cum s-ar spune. 29% zic că nu o să fie foarte bine în continuare și 5% nu știu. Rezultate interesante. Vedem unde se situează România apropo de media sau vis-a-vis -vis de media europeană, vis-a-vis -vis de ceilalți cetățeni europeni, cât de mult contăm noi la nivelul Uniunii, câtă încredere avem în ceea ce înseamnă Uniunea Europeană. Nadina. Mulțumesc foarte mult, Sabina.